Nu mai este nimic nou că se fură din autoturisme. Hoții acționează noaptea, ochesc mașinile și fie le sparg geamurile pentru a lua bunurile aflate în interior, fie fură benzina sau motorina din ele. Așa au făcut și trei tineri în urmă cu câteva seri. Cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, toți din Ticușu Vechi au încercat într-una din seriile trecute să mai dea o lovitură furând benzină și alte bunuri aflate în autoturism. Modul lor de acționare era cu chei potrivite și șurubelnițe la fiecare mașină pe care o spărgeau. Însă li s-a încheiat totul când polițiștii făgărășeni i-au surprins în flagrant. Autorii furturilor din autoturisme au fost depistați de către polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Făgăraș. Cei în cauză au fost reținuți pe bază de ordonanță și introduși în arestul IPJ Brașov. Bunurile furate de către cei trei au fost recuperate și urmează să se stabilească care sunt pagubele produse. Pentru a nu întâmpina astfel de neplăceri, polițiștii vă recomandă că atunci când coborâți din mașină să nu vă uitați în interior bunurile personale, ci ar putea atenta pe hoți și să acționați sistemul de închidere al ușilor. În plus, vă este recomandat să montați sisteme de alarmă și antifurt la portiere, roți și portbagaj. De asemenea, e bine să parcați autoturismul în locuri special amenajate, iluminate pe timpul nopții și eventual supravegheate. În cazul în care constatați că s-a comis un furt, sesizați imediat poliția, fără a distruge posibilele urme lăsate de infractori.